Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a sfințit astăzi peste 100 de icoane pentru saloanele clinicii medicale 3 din Cluj-Napoca. Vizita pastorală și slujba de sfințire fac parte din proiectul eparhial intitulat O icoană în fiecare salon. Cele peste 100 de reprezentări iconografice ale Maicii Domnului Pantanasa, izbăvitoare de cancer, au fost sfințite astăzi de înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie profesor dr. Octavian Fodor din Cluj-Napoca, institut cunoscut și sub denumirea de Clinica Medicală 3. Ierarhul a vorbit celor prezenți despre doctorul cel mare al trupurilor și al sufletelor, Mântuitorul Iisus Hristos, amintind că el lucrează prin oameni, prin doctorii cei mici. Aici, la fața locului, faceți această slujbă pe care Domnul Hristos o socoate de mare importanță. Vedeți? Au mai meditat la slujba pe care o fac medicii mulți sfinți părinți. De exemplu, Sfântul Chiril al Ierusalimului, meditând la numele Domnului Iisus Hristos, îl tâlcuia așa. În ebraică el se numește Iisus, adică cel ce salvează, cel ce mântuiește, cel ce tămăduiește, dar în grecește se numește Hristos, adică exact cel ce tămăduiește, pentru că el este doctorul sufletelor și al trupurilor. Și această misiune de tămăduitor v-a transmis-o dumneavoastră. E mare lucru să fim aproape de cei bolnavi. Pentru întreaga activitate, în semn de prețuire și recunoștință, înalt preasfinția sa l-a ridicat pe părintele Gheorghe Daniel Puian, preotul slujitor din cadrul spitalului, la rangul de iconom. Mulțumim milostivului Dumnezeu și Maicii Domnului că am avut astăzi cinstea și bucuria duhovnicească de a avea în cadrul institutului pe părintele nostru mitropolit Andrei, care a sfințit cele peste 100 de icoane cu Maica Domnului Pantanasa, izbăvitoarea de cancer, destinate saloanelor și unor spații administrativ-medicale. Acestea sunt parte a proiectului O icoană în fiecare salon, desfășurat în cadrul institutului în ultimele 2 luni, cu implicarea personalului medical, administrativ și auxiliar, dar și a unor oameni din exterior care înțeleg ceea ce presupune suferința. În același cadru, managerul unității medicale a fost distins cu ordinul Episcop Nicolae Ivan, șeful de secție de la Gastroenterologie 1 a primit ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni, iar directorul de îngrijiri din cadrul institutului a primit ordinul Mihai Vodă. Ne străduim să facem tot timpul lucruri frumoase care vin în sănătatea pacientului. Și pe lângă toate aceste lucruri, nu trebuie să uităm partea spirituală, care trebuie să-și aibă tot timpul locul ei în sufletul, în inima fiecărui angajat și pacient, iar pacientul vine la noi rugându-se la Dumnezeu, deci vede în noi totul și spune speranța în noi. Și atunci noi, la rândul nostru, trebuie să ne arătăm această latură sufletească care, cu siguranță, își are efectele ei benefice. Cu toții ne naștem cu o misiune pe acest pământ. Unii o cunoaștem, alții nu și o descoperim pe parcurs. Din punctul meu de vedere, misiunea de a fi chirurg este un dar de la bunul Dumnezeu, căci nimic nu se poate face fără el și totul se face prin el. Cu atât mai mult cu cât mâinile noastre ca și chirurg sunt puse în slujba Domnului. Niciodată nimic nu va putea fi realizat fără ajutorul divin. La finalul evenimentului, toți participanții au primit iconițe și binecuvântarea ierarhului.